Roma, cetatea eternă, locul ales de mulți români pentru a deveni a doua lor casă. Se spune că atunci când te afli la Roma, să te comporți ca romanii. Dar, în domeniul gastronomic, mulți români preferă gustul bucatelor de acasă, inclusiv în cadrul evenimentelor pe care le organizează în comunitate sau familie. Unul dintre numele deja consacrate în acest domeniu, nu numai în rândul comunității noastre din regiunea Lazio, dar și pentru italienii din zonă, este al Lucianei Ludușan, cea care adună în jurul ei oameni frumoși și în cei 26 de ani de când este în peninsulă, a creat evenimente pentru români și italieni deopotrivă, la care au participat mii de persoane. Începutul a fost greu, dar cu tenacitate, seriozitate și implicare a reușit să se impună. În 2005 a înființat asociația Villaggio Romeno, sau Satul Românesc, prin care a derulat multe proiecte culturale, educative și sociale. În luna august a acestui an a încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru organizarea de activități pentru copiii românilor din Italia. În urma acestui acord, asociației Villaggio Romeno i-a fost trimisă o tonă de cărți din județul Mureș, în regiunea Lazio. Am vizitat-o și noi pe Luciana și am găsit-o printre cărțile primite, împreună cu părintele Gheorghe Panțâr. Alegeți cărțile în limba română pentru copiii din parohia noastră, da. Și nu numai. Absolut. Mai cu seamă pentru a pune în inima lor ceea ce înseamnă România, toți scriitorii noștri, tot ce înseamnă istorie, tot ce înseamnă dragostea față de țară care trebuie să se mănâncă în inima lor. Câți copii aveți în parohie? Sunt aproximativ cei care frecventează, în jur de 15. Noi suntem o parohie mai tânără, dar ei ca număr sunt vreo 30, dacă nu mai bine. Însă problema este una, că noi ca părinți nu ne dăm silința să le punem în inima lor ce înseamnă România și românesc în totalitate. Și de ce? De unde provine această lipsă de dorință? Este o transpurare, dorință? O transpurare a propriei noastre identități, care lasă urme destul de profunde și chiar dacă astăzi nu dăm preț la asta, mâine numele numai al bisericii, care caută mereu să aducă biserica de mâine, adică pe tineri înăuntru, ci și numele nostru românesc în totalitate, se subțiază. Este tot mai puțin cunoscut, se pierd doar numai din povestiri, mai auzi câteodată obiceiuri, tradiții, mai ales copiii, păi când trebuie să te străduiești să fii lângă ei mereu. Ce reprezintă biserica la ora actuală pentru comunitatea românească din diasporă, cea care e departe de rădăcină? Reprezintă punctul cel mai bun în care am putea lucra mai mult pentru viitorul românilor, cei care se nasc și nu numai, și cei care altădată vin pentru prima dată în Italia. Ei, nu că noi trebuie să-i învățăm românește, dar trebuie să-i învățăm ceea ce este adaptarea aici, tradițiile pe care noi încercăm să le împărtășim și cu frații noștri aici catolici și toate cele, ca să trăim, într-adevăr, ca un adevărat popor al lui Dumnezeu. Și apropo de tradiții și de promovarea valorilor identitare, ați venit astăzi, cum spuneam, să alegeți niște cărți, da, de la doamna Luciana Ludușan. Și ce cărți ați ales? Am ales mai multe serii de cărți și pe categorii, dar mai cu seamă concentrat pentru vârstele de copii, începând de la 5 până la 12-13 ani, unde încă reușim să-i stăpânim mai bine, adică să îi ținem mai aproape de ceea ce înseamnă dragostea de biserică, dar când ajung la o vârstă de 14-13 ani, dacă n-ai semănat bine sămânța în pământul cel bun sau nu te-ai ocupat de ei, începi să-i vezi tot mai rar. Și la biserică ei e distanță, pentru că ceea ce nu dă rod este sămânța care nu a ajuns în pământul cel bun. De când o cunoașteți pe doamna Ludușan? Pe doamna Ludușan poate o cunosc mai mult de câțiva ani, așa din vedere, însă mai cu seamă mi-aduc aminte acum luna trecută, ca să nu greșesc, am stat într-un dialog mai aproape unul față de altul, că atunci am început să
dialogăm perfect. Și să vedem, să dezvoltăm un pic situația, chiar dacă ea ne-a sugerit imediat lucrul acesta cu izvorul ăsta de cuvânt românesc și pentru copii și pentru noi, că tocmai aici stă totul. Păi bogăția aceea cuvântului care sunt în cărți, mai mult, sau să zic așa, este cea care ne atinge pe noi la suflet, pentru că am trăit acolo, am cunoscut scritori și tot felul de povestiri care ne-au fost însemnate în clasă, în școli, și atunci căutăm să arătăm și celorlalți. Asta este România, ăștia sunt ai noștri eroi, ăștia sunt scritorii noștri. Asta este bucuria noastră, să putem merge înainte. Ați văzut ce frumos? Ah, ce mă bucur! Nu știu dacă e frumos, trebuie să mă gândesc așa, frumos, vă spun un sigur lucru. Frumos trebuie să fie de Dumnezeu, nu nou, pentru noi. Da, dar este, da. Este tot un frumos. Este un impuls. Da. Este tot un frumos pentru că în felul ăsta noi reușim să transmitem și să le facem să moștenească apartenența noastră. Deci dacă noi astăzi suntem aici și vedem cărțile astea și ne bucurăm de ce vedem, înseamnă că sunt cele care ne-au format și care ne face să fim ce suntem astăzi. Sunt cărți foarte vechi, primite de la foarte multe instituții din județul Mureș, pentru că noi avem un proiect de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și am primit cu atâta drag o tonă de cărți. Undeva aproape la 900 de bucăți au fost aduse aici la noi tocmai de către domnul inspector general școlar județean Mureș. A fost alături de noi la Ziua Limbii Române aici la Roma. Și, cum se spune în România, dar din dar se face rai. Dacă le-am primit cu atâta drag, le dăruim cu atâta drag, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, consider că aceste cărți ne-au format pe noi, cei care astăzi le revedem cu plăcere, ne reprezintă și reprezintă tot ce înseamnă România de altădată. O Românie pe care trebuie să o cunoască și copiii noștri născuți aici, mulți dintre ei care nici măcar nu au avut ocazia să pună o dată măcar mâna pe o carte în limba română. Noi am încercat, dacă vedeți, am încercat să le punem pe categorii de vârste, pentru că este a treia acțiune cu aceste cărți pe care o facem, tocmai pentru că încă sunt foarte multe de dăruit și nu numai copiii vin și se bucură, dar să știți că foarte mulți adulți care nu în fiecare zi au ocazia să se întâlnească cu o așa bibliotecă, să zicem, ambulantă, vin aici și le vedem pe față expresia de bucurie în momentul în care citesc sau recitesc un titlu unei cărți care l-au citit când erau adolescenți și cu câtă bucurie și-o însușesc, pentru că noi efectiv le dăruim și vedem efectiv bucuria de a retrăi amintirile momentului în care probabil l-au citit. Cărțile au fost pregătite pentru a fi la dispoziția copiilor și adulților care urmau să sosească la evenimentul dedicat tradițiilor de toamnă în satul românesc, o adevărată sărbătoare a recoltei și a gusturilor de acasă. Unul dintre oamenii de bază din echipa Lucianei este și Maria. A venit în Italia la 15 ani, la părinții care erau deja aici de mulți ani. Acum, alături de Luciana, se ocupă de proiectele dedicate copiilor. Și bunicul a reușit cumva să acopere pe cât posibil lipsa părinților. Mi-a fost foarte greu pentru că eram în clasa a doua, dar am făcut tot posibilul să fac foarte multe activități în așa fel încât să fie dorul lăsat doar pe momentele melancolice, seara, eventual când simțeam, cel mai mult simțeam lipsa de Paști, de Crăciun, când toată lumea primea cadouri sau aveau părinții apropiați la mesele festive. În schimb, eu am
mers mereu cu bunicii, am fost la biserică, veneau părinții foarte rar. În general puteau veni doar vara, cu toate că ei au încercat, din cauza faptului că aveam o situație financiară foarte dificilă, au încercat totdeauna să ne trimită acasă bunătăți, să ne pregătească cele mai bune lucruri, să le punem în pachete, dar lipsa lor s-a făcut resimțită. De la 15 ani sunteți în Italia. Da. Și acum lucrați împreună cu doamna Ludușan. Da. Pe o serie de proiecte dedicate exact copiilor în special. Exact. Ce vă face să vă îndreptați spre copiii care au ajuns în Italia? Cumva vă regăsiți în ei? Exact. Eu am continuat studiile, am urmat o facultate, am făcut facultatea de litere, limba română și limba italiană, apoi am vrut să mă specializez în master pentru a avea mereu posibilitatea de a preda copiilor. Deci visul meu cel mai mare este să fiu aproape de copii și, da, pentru mine, în fiecare moment petrecut cu copiii, chiar și în momente artistice, pentru că sunt autodidactică, îmi place să expun tristețea și bucuria prin pictură acrilică, pe pânză sau pe orice material. Prefer să dau din bunătatea mea și să, chiar dacă știu că sunt departe de familie, probabil au bunicii departe, sau încerc să aduc puțin din frumusețea României sau frumusețea noastră și chiar să regăsesc un pic trecutul în prezența copiilor. Acum, la ce proiecte lucrați împreună cu... cu doamna Luciana? Eu am venit cu propunerea de a face ceva în timpul săptămânii, pentru că având acest spațiu frumos, bineînțeles acum vine frigul, dar ne concentrăm pe lucru interior. Vrem să facem ateliere de creație, ateliere de muzică, pentru că avem un pian care, dacă cineva este pregătit și știe să cânte, să ne încânte, poate fi binevenit. Eu mă ocup de partea și de pictură, mă voi ocupa și de parte de creație literară. Chiar și să predau limba română pentru copiii care au învățat limba română în familie, dar nu este corect gramatical, sau poate pe viitor vor să se întoarcă în România să facă o școală. Pentru străinii de aici care sunt curioși de tradițiile noastre, vrem să expunem un pic tradițiile, un pic tot ce înseamnă, practic, mica noastră Românie în străinătate. Luciana Ludușan este omul care a demonstrat în cei 26 de ani trăiți în Italia că imposibilul nu există, că doar credința în valorile identitare și dragostea față de rădăcini le pot clădi un viitor mai bun copiilor români născuți și crescuți departe de România. Eu sunt născută într-un sat românesc, sunt crescută, am crescut cu tot ce înseamnă bucuriile satului românesc, atât ca și copil din punct de vedere al momentelor de joacă, cât și a pregătirilor care se fac în satul românesc. Din păcate, stând aici în Italia și de foarte mulți ani, nu toți dintre cei care sunt în comunitatea românească aici la Roma au avut ocazia să trăiască momentele acestea de care eu vă povestesc. Și atunci, în primul rând, ideea este ca noi să facem un fel de teatru al pregătirilor de toamnă, care aveau loc în vremea când noi eram copii. Pregătiri cu produsele care se recoltează toamna, care se pun pentru iarnă, pregătirea mustului, coptul vinetelor, făcutul magiunului, care pentru noi era o bucurie, și multe alte lucruri care se făceau toamna în satul românesc. Dar dincolo de asta, dincolo de pregătirile pentru cămară, aveți și o pregătire pentru suflet. Vorbeam ceva mai devreme despre carte. Cât de importantă este pentru copiii de aici, care se nasc aici sau au ajuns aici și s-au adaptat sau nu, să mai aibă o legătură cu ceea ce înseamnă cultura română, cu tradițiile, cu rădăcina? Cred că importanța trebuie să o înțelegem noi, cei adulți, pentru că este singurul mod în care noi putem să transmitem copiilor care nu au avut ocazia să meargă foarte des acasă, să-și cunoască originile părinților sau să cunoască tradițiile de acasă. Vorbind de literatură și de tot ce înseamnă românesc, este datoria noastră ca celor mici să le transmitem ceea ce simțim noi când punem mâna pe o carte în limba română. Astfel, noi reușim, cred eu, să le transmitem apartenența noastră, a părinților. Dacă ei sunt mândri de părinții lor, la fel noi cu acțiunea asta, cu cărțile, aș dori din tot sufletul să transmitem celor mici aceleași sentimente pe care le trăim noi, să simtă și ei ce simțim noi în momentul când punem mâna pe o carte pe care am citit-o în copilăria noastră.
Sunteți un nume cunoscut în comunitatea românească din Italia. Ați venit acum mai bine de 20 de ani. 26 de ani. Cum a fost adaptarea atunci când ați venit dumneavoastră? Cum s-a schimbat comunitatea românească față de acum 26 de ani? Cred eu că a fost mai greu pentru noi, pentru că am venit mult mai greu. Cred că perioada de adaptare pentru fiecare este divers unii față de alții. Mult mai ușor acum pentru că suntem mai mulți și într-un fel sau altul putem să ne sprijinim mai ușor unii pe alții. Și condițiile, faptul că facem parte din Europa și putem să venim mult mai ușor, cred eu este totul mult mai simplu acum. Dar asta nu înseamnă că dacă suntem aici și tot ce ne înconjoară nu are legătură atât de profundă cu tot ce e românesc, mă întorc iarăși și vă spun, stă în voința noastră de a transmite celor mici care se nasc aici, care cresc aici, tot ce simțim noi românești și să nu uite că totuși noi aparținem unui popor foarte frumos, unde, din toate punctele de vedere, avem foarte multe lucruri de care trebuie să fim mândri. Sper din tot sufletul ca ceea ce simt eu față de România, față de originile noastre, să reușesc eu să transmit tuturor celor care stau în jurul meu și cred că dacă eu reușesc să transmit, probabil și de asta reușim să construim împreună lucruri frumoase, pentru că în general se spune că ceea ce dai primești. Ce reprezintă România pentru dumneavoastră? Tot ce sunt eu. România sunt eu, ceea ce sunt astăzi în fața noastră, pentru că sunt născută în România, crescută în România, plecată din România din diferite motive, ca mulți dintre cei care sunt aici, dar eu, dacă astăzi sunt cea care mă vedeți noastră, sunt pentru că mă reprezintă originile, mă reprezintă ceea ce m-au învățat părinții, ce am învățat de la bunicii noștri și cred că oriunde ne-am duce în lumea asta, ducem cu noi ceea ce am învățat când eram mici. Cât de important a fost în parcursul dumneavoastră aici și în perioada de adaptare și mai apoi biserica, credința? Cred că nu există lucru mai presus decât crezul nostru. Credința, biserica și familia în același timp. De ce vă este cel mai dor când vă gândiți la România? De locurile unde am copilărit. De tot ce înseamnă amintire din copilărie. Poate pentru toți cei care sunt aici, dar nu numai pentru toți cei care sunt aici, în general pentru fiecare persoană, cred că copilăria și amintirile pe care le ai din copilărie sunt cele mai frumoase și cele mai pure, pentru că crescând viața devine puțin mai grea și atunci obligatoriu nu mai ai atâta timp pentru lucrurile frumoase cu care ai crescut. Dar eu cred că sunt cele care ne ajută să mergem înainte, ne-au format. Într-un fel. Dacă ați avea posibilitatea să schimbați ceva în parcursul dumneavoastră aici, de aproape 3 decenii, ce ați schimba? Sau dacă ați schimba ceva? Cred că îmi pare rău că n-am făcut mai des acțiuni ca cele care le facem acum. Mi-aș fi dedicat poate mai mult timp. Din păcate, societatea, o cunoaștem cu toții, este cea care este astăzi. Și cred că dacă regret ceva faptul că nu m-am dus mai des acasă la familie și că nu mi-am dedicat mai mult timp familiei. V-aș întreba de șarfa de la gât. Ați luat familia cu dumneavoastră. Sunt plecată de 26 de ani. 20 de ani am mers doar o dată pe an acasă. Lucruri pe care mi le reproșez. Ultimii ani am avut-o pe mama mea aici și mă bucur. Cred că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Am recuperat într-un fel tot ce se putea recupera din cei 26 de ani petrecuți departe de casă. Și cred că, într-un fel sau altul, sunt, chiar dacă nu mai sunt alături de mine, sunt acolo sus și
Sunt mândri pentru că purtăm cu atâta drag mai departe tot ceea ce ei ne-au osădit în suflet. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.